ziua numărul 2 de TIF. Suntem la Hotel Belvedere. Astăzi o să fiu speaker. Al patrulea an la TIF, prima dată ca speaker la un în cadrul Infinitiv. O să vorbim despre vlogging, despre blogging, despre daily vlogging, despre muzică și despre lucrurile pe care le fac eu. În câteva minute o să mergem la o să mergem la casa de modă, acolo unde are loc Infinitiv, și o să ne întâlnim și cu câțiva din fani, habar n-am. Vedem ce o să iasă, abia aștept, pentru că sunt foarte entuziasmat. Hai să mergem! Iată-l și pe adevăratul oficialul Vlad Roșu! Iată și pe adevărata, incomensurabilă, doamnelor și domnilor, Irina Neguț! Ah, și Bianca! Ah, salut, Panduțu! Aici intrăm? Faci daily vlog. Da. Faci deja de un an și ceva. Un an și câteva săptămâni. Deci este incredibil ceea ce faci tu, pentru că față de un regizor sau un, cu echipa lui, cu editoare și așa mai departe, care are poate 6 luni, poate 2 ani să monteze ceva. 4 ani. Sau 4 ani. Faci un film, da. Da. Tu ai maxim, nu știu, 8 ore poate, 12 ore, n-ai mai. Cât timp ai tu să montezi ceea ce ai filmat cu zi înainte? Depinde de cât filmezi cu zi înainte. Uneori poate să-mi ia o oră jumate, alteori poate să-mi ia 5 ore. Dar asta în fiecare zi? Asta în fiecare zi. Depinde de cum filmez episoadele din ziua respectivă. Evident, de-a lungul timpului am învățat să-mi gândesc dinainte cam cum o să arate episodul respectiv. Mi-aș dori să am timp să mai fac și colorizare, să mai ajustez sunetul, nu știu cum, să, nu știu, poate chiar să am timp să trag niște cadre mai într-un fel sau altfel, dar fiind mai tot timpul pe fugă, nu am timp și de treaba asta, dar cred că tocmai asta este farmecul, că e cât de cât natural. Gata, workshop-ul cum a fost, Florin? A fost foarte bine. Mă uit pe întrebările oamenilor de pe live. Așa. Pe care o să te inviți pe tine după interviu să le răspunzi. O să răspund. Și găsiți live-ul în descriere. Și acum dăm un interviu cu ei? Cu Flavia Dima de la Making Of și Carmin. Și el este Sasha. Ia. Gata, dăm interviu și unde îl găsiți? Unde îl găsiți? Pe Facebook-ul TIF. Pe Facebook-ul TIF. Noi facem making of. Ah, making of, ok, am înțeles. Okay. Gata, Sasha, ne lași un pic aici să... Ia zi, Vlad, cum a fost? Întrebări, sincer, chiar nu aveam. Acum, dacă e o întrebare, să mi-o pui? Era o întrebare bună din aia, deci, la modul că mulți copii din ziua de astăzi vor să apuce de YouTube. Ce sfaturi le dați voi? Ce sfaturi? Să se apuce și să se țină de treabă. Cam asta e... Pe care da, e mai greu acum că sunt deja unii care sunt deja sus, dar și ei tot de jos au început. E mai greu acum că e piața mai mare și... Foarte mare piața. Da, dar na, dacă reușești să ieși în evidență și să faci ceva mișto, sau, mă rog, din potrivă, să faci porcării și că asta are succes pe YouTube, da. Sunt la 666, aduni 50.000 de abonați și pe urmă uită lumea de tine. Din păcate, acum prostia și cretinismul merge cel mai bine. Ca pe oriunde. Da. El este Vlad Roșu, face vloguri super mișto. Am mai zis de el când a fost cu Next Big Vlogger. Am eu o întrebare. Ce faceți aici? Altă întrebare, vă rog. Ce facem aici? El este Marian... Stai, mă, Purducaș. Da. O să mai auziți de mine. Da? Da. Apar în toate vlogurile. Toate vlogurile și... Fac vlog-o-bombing. Vlogobombing, da, el este Marian Hurducaș, oficial. Da, să-l urmăriți pe Vlad. Și gata.
Greta ne-am luat acreditarea. Mă rog, mi-am luat acreditarea. Am primit, pentru că cineva a uitat de mine. Am primit badge ăsta, goodie bag-ul aici. Și am venit la Casa Tif, că tot eram aici, pentru că afară plouă, pentru că Cluj. Să ne comandăm de mâncare. Și te-ai hotărât ce mâncăm? Da. Da, o să mâncăm de Mushroom Redemption, un Fidel Gastro, care este un sandwich. Și cafea, normal. Și cafea și un suculet, așa elegant cât de cât. Și, da, cam atât momentan, pentru că plouă. Și cineva mi-a uitat ghiozdanul acasă cu kitul de ploaie. Da, nu știu. Da, păi să avem poftă. Închide aici. La dubla 2. Au! Ce chiar? Gata, am mâncat foarte bun la Casa Tif, ne-a plăcut. Acum ne plimbăm pe aici, pe centru. Poate mergem la un film 2. Eu zic mai chill așa. Nu? Eu zic chill? Eu zic foarte chill și nu mai plouă și soare. Sunt mai tare că nu te auzi zi aici. Foarte chill și nu mai plouă și e soare. Da, nu mai plouă. Yay! Și vorbesc cu unii și e un rinocer fix aici. Unde? Ce-i cum a vrut de? Nu, sunt doi rinoceri. În drumul. Nu. Zi-mi, ce mai vezi? Rinoceri se apropie de mine. Iarăși la Infinitiv și acum ne jucăm cu VR-ul. Am văzut mai devreme Rinoceri, un documentar despre rinocerii de pe Africa și acum, tu unde ai fost? Ce ai făcut acolo? Da, ci că aici îi zice Hotspot Isolation Cell. Așa că o să intru în acest... E foarte creepy și cel mai real VR, chiar dacă sună dubios, dar e... Păi bine, hai să vedem. Așa aici? Da. Ok. Tati, mi-ai crescut pulsul. Bine. Revin cu impresii. Da, a fost mișto. Despre viața deținuților care stau închiși într-o cameră tot timpul. Noi am stat 9 minute, dar sunt oameni care stau acolo ani de zile. Foarte mi s-a părut mai mult și lui mai puțin. Da, mi s-a părut că a trecut super repede. Era la final doar atât? That's it? E foarte mișto. E foarte disturbing. Tare. Și sunt chestii și de asta ziceam că dacă știam că am așa reacție, te puneam să mă filmez. Că gen, eu țineam de scaun și eram what is happening. Și am zis la un dat ceva de what the fuck. What the fuck? Da, bun. Hai să mai facem și altceva. Dacă sunteți în Cluj, veniți la Casa de Mod de la Infinitiv. Am găsit mâncarea preferată de la Electric Castle și de la Untold. La Piadina este aici pe, nu știu, bulevard de aici, dar îi găsiți și în alte locații. Este foarte, foarte bună și mi-aș dori să avem astfel de piadinerie. Piadina. Ziceam că ar fi mișto să... Subadina. Piadina. Bună, Dina. Bună, Dina. Da, ar fi mișto să avem și în București piadina de asta. Sau Subadina, poate să zic că Subadina. Da, mergem la hotel. Ne uităm la House of Cards în seara asta. Mișto la Tif, nu? Foarte. O, ce mișto în Cluj. Cum era aia cu când plouă? Da, când plouă nu se umple de apă, se umple de mașini. Cam București, da. Și de oameni frumoși și faini. Fain se zice, nu? Și de bicicliști, uite. Da, mergem la hotel. No. Ne-am supărat și n-avem chef și ne somn și vrem să ne uităm la House of Cards. Zise tinerelul. Acestea zinți fise? Nu, încă nu.
Am adormit aseară urmărind Game of Thrones, Game of Thrones, House of Cards, și m-am trezit acum, nici nu știu câte ceasul. O să închei vlogul aici, că nu știu ce să vă mai zic, așa că acestea zi înfise. Ne vedem mâine! Cum te cheamă? Zi repede! Andrei, salut! Andrei, salut, Andrei! Putem face o poză? Facem o poză, Andrei, mă tot mai prins că dăm închis aici, să facem o poză. Trebuie să zâmbesc. Era să cadă telefonul, s-o mergi? Mersi, mă. Cu drag.